concurenți care încă n-au adus negativele și acum se creează probleme, dar se rezolvă. Sperăm cât mai repede. Vă pot anunța că vor începe cei de la dans, pentru că sunt foarte mici și foarte mulți, sunt 20 de grupuri care vor termina într-un aproximativ o oră. Și n-are rost să aștepte după concurenții de muzică ușoară și muzică populară, da? Sunt copii foarte mici, 5 ani, 6 ani, da? După aceea va începe muzica și va continua până la final. Din partea jurului ar trebui să specific un lucru. Eu, ca membru al juriului, pentru a fi cât mai obiectiv și pentru a nu a lăsa o urmă așa de îndoială, aș dori să vă spun că am câțiva elevi care vor participa la acest concurs, la muzică ușoară, dar pe care țin să menționez că nu îi voi nota. Deci elevii mei vor fi notați de ceilalți colegi ai mei. Eu nu îi voi nota. Media care o vor obține, îi va clasifica pe locurile cuvenite. Știu că toată lumea dorește să aibă cel mai bun copil. Fiecare copil vrea să obțină locul întâi. Jurul este destul de obiectiv. Este atât din profesori, deci oameni care cunosc muzica atât teoretic cât și practic. Ce aș putea să vă mai spun, tot din punct de vedere al notării. Bunule, se deschise singur. Nu se acceptă niciun fel de contestație, deci nota care este pusă, aceea va rămâne. Cu aceasta fiind zise, vă doresc mult succes tuturor și fie ca cel mai bun să câștige.